Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre tigrul cu dinți sabie, Smilodonul, unul din cele mai cunoscute animale preistorice. Tigrul cu dinți sabie, Smilodonul, e unul din cele mai cunoscute animale preistorice. Acesta trăia în epoca giganților împreună cu mamutul lânos. Răgetul tigrului s-auzea în acele vremuri apuse din vestul Americii de Nord până în America de Sud. Au fost numiți așa pentru caninii enormi pe care îi posedau și care făceau din ei cele mai ucigașe feline. În ciuda numelui său, tigrul cu dinți sabie nu face de fapt referire la tigrii moderni. Aceștia sunt găsiți azi în toate junglele din Asia. Se crede că tigrul cu dinți sabie ar fi străbătut pășunile, pădurile și câmpiile deschise pe tot parcursul Americii de Nord și de Sud. Smilodonul, cunoscut în mod eronat și ca tigrul cu dinți sabie, a fost o specie de felină cu colț tip pumnal, a trăit cu 1,6 milioane 10 mii de ani în urmă pe teritoriul Americii de Nord. Genul Smilodon a fost numit pentru prima dată în 1842 pe baza unor fosile din Brazilia. Genul conține trei specii recunoscute oficial: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis și Smilodon populator. Ultimele două s-au dezvoltat probabil din Smilodon gracilis, care la rândul său a evoluat probabil din Meganthereon. Sute de schelete găsite în gropile de gudron din La Brea Tar Pits din Los Angeles alcătuiește cea mai mare colecție de fosile de Smilodon din lume. Smilodonul era un prădător de temut care putea ataca individual bizoni, diluviali, cămile, antilope, cerbi și cai sălbatici. În grupuri mari, acești tigri atacau cu succes chiar rinoceri și mastodonți. Fosile au fost descoperite în Asia, Africa și America de Sud. În ciuda numelui, nu era un tigru și mulți specialiști pun la îndoială și faptul că ar fi fost o felină. Smilodonul a fost mai robust decât orice felină existentă, cu membrele anterioare deosebit de bine dezvoltate și caninii superiori extrem de lungi. Maxilarul avea o deschidere mai largă decât cea a felinelor moderne, iar caninii săi superiori, în ciuda lungimilor, erau subțiri și fragili, adaptându-se pentru uciderea precisă. Smilodon gracilis a fost cea mai mică specie, cântărind 55-100 de kilograme. Smilodon fatalis cântărea 160-280 de kilograme și o înălțime de 100 de centimetri. Fosilele acestor specii au fost găsite în principal în America de Nord, deși rămășițele atribuibile ambelor au fost găsite și în America de Sud. Smilodon populator, originar din America de Sud, a fost cea mai mare specie, cântărind 220-436 de kilograme și o înălțime de 1,2 metri, reprezentând una din cele mai cunoscute felide mari. Culoarea și motivele blănii Smilodonului sunt necunoscute, deși a fost reconstituită artistic în diferite moduri, fie cu modele simple, fie cu pete și colorare. Tigrul cu dinți sabie, Smilodonul, este una dintre cele mai cunoscute animale din epoca de gheață, dar e foarte puțin cunoscut în realitate. Despre ei se crede că au dispărut cu 10.000 de ani înaintea erei noastre. Caninii săi monstruoși ar fi putut ajunge la mai mult de 7 cm în lungime și au fost capabili să aplice răni mortale dintr-o singură mușcătură. Din păcate, culoarea tigrului cu dinți sabie e necunoscută. Se crede că ar putea fi de o culoare asemănătoare cu aleului modern găsit azi peste tot în Africa și de care ar putea fi strâns legat, susțin unii cercetători. Tigrul cu dinți sabie a avut de asemenea un corp puternic musculos. Asta însemna că ar fi putut prinde rapid viteză. S-ar fi putut năpusti asupra prăzii înainte de a folosi dinții sub formă de cuțit pentru a provoca mușcătura fatală. În același mod ca și felinele din zilele noastre moderne, tigrul cu dinți sabie a fost un animal carnivor. Ar fi fost cel mai dominant prădător din cadrul ecosistemului său. Marele animale erbivore, cum ar fi cerbul și bizonii, ar fi fost cea mai comună pradă a Smilodonului, împreună cu giganții ocazional, cum ar fi un mic mamut lânos, însă până la urmă dieta lor e doar presupusă. Tigrul cu dinți sabie, Smilodonul, ar fi fost cel mai feroce și, prin urmare, cel mai de succes prădător din cadrul mediului său și printre animalele preistorice de pe câmpiile americane. Oamenii sunt considerați a fi fost cauza cea mai probabilă pentru dispariția acestor enorme feline. Mai mult de 2000 de schelete de Smilodoni au fost găsite în gropile din apropiere de Los Angeles. Ca și în cazul felinelor moderne, tigrul cu dinți sabie ar fi operat în lunile mai calde de la începutul primăverii. După perioada de gestație, care ar fi putut dura până la 8 luni, femelele Smilodon puteau da naștere la o medie de 3 pui pe pereche. Nimic nu se știe despre
puii smilodonilor, dar aceștia s-ar fi putut naște orbi ca puii de felină de azi. Tigrul cu din sabie se crede că a dispărut cu mai mult de 12.000 de ani în urmă. Asta s-a întâmplat când primii coloniști, strămoșii omului modern, au sosit în America. Așadar, au intrat în competiție directă cu această specie pe cale de dispariție. Deși schimbările climatice ar fi putut de asemenea fi cauza dispariției lor, ne lipsesc detaliile. În America de Nord, smilodonul a vânat mari erbivori ai erei glaciare, precum bizon și cămile, reușind să se aclimatizeze și să se adapteze noilor surse de pradă găsite în America de Sud. Se crede că smilodonul și-a ucis prada, ținând-o în loc cu membrele anterioare și mușcând-o, deși nu este clar cum a fost efectuată mușcătura. Savanții nici măcar nu sunt siguri dacă smilodonul a trăit într-o haită ca lei de azi sau a fost un vânător solitar, precum tigrii și leoparzii. Observarea comportamentului prădătorilor de azi și analiza rămășițelor fosile ale animalului ar părea să susțină ambele ipoteze. Smilodonii trăiau probabil în habitate împădurite, cum ar fi pajiștile bogate în copaci și tufișuri, care ar fi asigurat o acoperire perfectă pentru prada sa, fiind prea solide și puternic construite pentru a rezista unei urmăriri prelungite. Smilodonul a dispărut împreună cu cea mai mare parte a megafaunei nord-americane și sud-americane în urmă cu aproximativ 10.000 de ani. Una din cauzele dispariției sale ar putea fi legată de dispariția animalelor mari pe care le-a mâncat, combinată cu schimbările climatice și competiția cu alte specii mai oportuniste. În mod tradițional, felinele cu dinți de sabie sunt adesea reconstituite artistic, cu caracteristici externe similare cu cele ale felinelor actuale, de către artiști precum Charles Knight, în colaborare cu diversi paleontologi la începutul secolului al XX-lea. În 1969, paleontologul Miller a propus, în schimb, ca smilodonul să arate foarte diferit de o felină tipică și mai mult ca un buldog în aparență, cu o linie a buzelor inferioare pentru a permite gura să se deschidă larg fără a rupe țesuturile feței și urechile joase. Paleoartistul Maurizio Anton și cu autorii au contestat această idee în 1998, argumentând că trăsăturile faciale ale smilodonului în ansamblu nu erau foarte diferite de cele ale altor feline. Anton a subliniat că alte animale, cum ar fi hipopotamul, sunt de asemenea capabile să găzduiască dinți foarte mari și lungi, fără a rupe țesutul oral, datorită plierii moderate a mușchiului orbicular al orisului, iar o astfel de configurație musculară există și la pisici. Anton a mai afirmat că cea mai fiabilă metodă de urmărire a aspectului viu al animalelor preistorice este contextul filogenetic existent, unde se folosesc ca referință caracteristicile celor mai apropiate rude existente ale unui taxon fosil și că reconstrucții precum cele ale lui Knight sunt încă de încredere. De-a lungul anilor, smilodonul și alte feline cu din sabie au fost reconstruite atât cu straturi uniforme, cât și cu modele de pete care par a fi condiția ancestrală a periformelor, ambele considerate posibile. Studiile moderne asupra speciilor au arătat că speciile care trăiesc în aer liber tind să aibă blana uniformă, în timp ce cele care trăiesc în habitate mai împădurite sau bogate în umbră tind să aibă blana pătată, cu câteva excepții. Unele caracteristici ale blănii, cum ar fi coamele leilor mascul sau dungile tigrului, sunt prea neobișnuite pentru a fi deduse din fosile. În anii 1830, naturalistul danez Peter Wilhelm Lund și asistenții săi au colectat mai multe fosile în peșterile de calcar din apropierea micului oraș Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazilia. Printre miile de fosile găsite, Lund a recunoscut câțiva dinți izolați ca aparținând unei hiene pe care a numit-o Hiena Neogea în 1839. După identificarea altor materiale fosile, inclusiv alți dinți canini și oase ale picioarelor, Lund a concluzionat că fosilele trebuie să fie aparținut în schimb unui gen dispărut de feline, deci de tranziție la hiene. Din puținul material disponibil, Lund a estimat că animalul s-ar potrivi cu cei mai mari prădători moderni ca mărime și ar fi mai robust decât orice felină modernă. Lund a dorit inițial să numească noul gen Hienodon, dar realizând că acest nume fusese deja folosit pentru un alt mamifer preistoric, a decis să numească animalul Smilodon populator în 1842. Numele genului Smilodon provine din greaca veche și derivă din unirea cuvintelor smile, care înseamnă sabie sau cuțit, și odontus, înseamnă dinte.
Numele speciei, populator, înseamnă în schimb distrugător, chiar dacă poate fi tradus și prin cel care aduce devastarea. Până în 1846, Lunda a colectat aproape fiecare parte a scheletului de la diferiți indivizi, iar în anii următori, alți colecționari au găsit altele în satele vecine. Alte fosile aparținând genului Smilodon au fost descoperite ulterior în America de Nord, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1869, paleontologul american Joseph Leidy a descris un fragment de maxilar cu un molar găsit într-un pat petrolier din Hardin, Texas. Leidy a trimis specimenul la genul Felis, gen utilizat de multe ori pentru majoritatea felinelor actuale și dispărute, deși specimenul era suficient de distinct pentru a face parte din propriul subgen, și anume Tucifelis fatalis. Numele speciei fatalis înseamnă soartă sau destin, dar se crede că Leidy a înțeles-o ca fatală. Într-un articol din 1880 despre felinele americane dispărute, paleontologul american Edward Drinker Cope a subliniat că molarul fatalis era identic cu cel al lui Smilodon, propunând noua combinație Smilodon fatalis. Majoritatea specimenelor fosile nord-americane de Smilodon erau oarecum rare și fragmentare, cel puțin până când au început săpăturile la Briatar Pits din Los Angeles, unde sute de specimene Smilodon fatalis au fost exploatate din 1875. Smilodon fatalis are sinonime junior, precum Smilodon merceri, Smilodon floridanus și Smilodon californicus. Paleontologul american Annalisa Berta a considerat holotipul Smilodon fatalis prea incomplet pentru a fi un specimen de tip adecvat, iar specia a fost uneori propusă ca sinonim junior pentru Smilodon populator. Paleontologii suedezi Björn Kurten și Lars Werdelin au susținut distinția celor două specii în 1990. Un articol din 2018 al paleontologului american John Babayers și colegii săi au concluzionat că Smilodon californicus, reprezentat de exemplarele la Briatar Pits, a fost o specie distinctă de Smilodon fatalis, la urma urmei, și sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica taxonomia acestei filiații. În articolul său din 1880 despre felinele dispărute, Cope a numit și o a treia specie de Smilodon, Smilodon gracilis. Această specie se baza pe un canin parțial care a fost găsit într-o peșteră de lângă râul Schuylkill din Pennsylvania. Cope a remarcat că acest canin era diferit de cel al altor specii de Smilodon datorită dimensiunilor mai mici și a bazei mai comprimate. Numele speciei gracilis se referă la structura mai ușoară a speciei. Această specie e cunoscută pentru tot mai puține rămășițe complete decât ceilalți membri ai genului. Specia a fost uneori considerată parte a altor genuri, precum Meganthereon și Ischirosmilus. Smilodon populator, Smilodon fatalis și Smilodon gracilis sunt considerate în prezent singura specie validă din genul Smilodon, iar caracteristicile utilizate pentru a defini majoritatea sinonimelor lor junior au fost respinse ca variații individuale ale acelei specii. Variație intraspecifică. Aspectul său distinct și abundența de fosile au făcut din Smilodon una din cele mai faimoase mamifere preistorice, fiind adesea descrisă și prezentată în mass media populară, ce este fosila de stat din California. Considerat de mult cea mai completă felină cu dinți de sabie cunoscută, Smilodonul e încă unul dintre cei mai cunoscuți membri ai grupului său, până la punctul în care cele două concepte sunt adesea confundate. Termenul dinte de sabie se referă de fapt la un ecomorf alcătuit din diverse grupuri de sinapside prădătoare dispărute, mamifere și rude apropiate care au dezvoltat convergent canini maxilari extrem de lungi, precum și adaptări la craniu și schelet legate de utilizarea lor. Aceasta include membri ai Gorgonopsia, Tilacosmilide, Macheroidine, Nimravide, Burburofelide și Macairodontine. În cadrul familiei felide, feline adevărate, membrii subfamiliei Macheirodontine sunt adesea denumite feline cu dinți sabie, iar acest grup e la rândul său împărțit în trei subgrupe: Metailurini, falsi cu dinți de sabie, Homoterini, feline cu dinți de șimitară, și Smilodontini, feline cu dinți de pumnal, căruia îi aparține și Smilodonul. Membrii Smilodontini se caracterizează prin canini lungi și subțiri cu dentări fine sau absente, în timp ce Homoterinii se caracterizează prin canini mai scurți, mai largi și aplatizați cu dentări mai accentuate.
Membrii metailurini erau mai puțin specializați și aveau canini mai scurți, mai puțin aplatizați, iar unii cercetători nici măcar nu-i consideră membri ai macairodontine. Primele felide cunoscute datează din oligocenul Europei, cum ar fi Proailurus, iar primul care prezintă din sabie caracteristici este genul miocen Pseudelurus. Morfologia cranului și maxilarului felinelor timpurii cu dinți de sabie a fost similară cu cea a leopardilor moderni, Neofelis. Pe măsură ce colților se prelungeau, corpurile acestor feline au devenit mai robuste pentru a imobiliza prada. La smilodontini și homoterini, regiunea lombară a coloanei vertebrale și coada au devenit mai scurte, la fel și membrele posterioare. Pe baza secvențelor de ADN mitocondriale extrase din fosile, se estimează că filiațiile homoterium și smilodon s-au diferențiat în urmă cu aproximativ 18 milioane de ani. Cea mai veche specie din genul smilodon este Smilodon gracilis, care a prosperat acum 2,5 milioane de ani până acum 500 de mii de ani, probabil că a evoluat din Meganthereon în America de Nord. Însuși, Meganthereon ajunsese în America de Nord din Eurasia în timpul Pliocenului, împreună cu Homotherium. Smilodon gracilis a ajuns în regiunile nordice ale Americii de Sud în Pleistocenul Inferior ca parte a Marii Schimbări Americane. Speciile mai recente de Smilodon au evoluat probabil din Smilodon gracilis. Specia Smilodon fatalis a înflorit de acum 1,6 milioane de ani până acum 10.000 de ani, înlocuind de însă Smilodon gracilis în America de Nord. Specia Smilodon populator a prosperat de acum 1 milion de ani până acum 10.000 de ani în estul Americii de Sud. Deși Smilodonul e de asemenea numit în mod colocvial tigru cu dinți de sabie, nu e de fapt strâns legat de tigrii moderni care aparțin sub familiei panterine sau de orice altă felină existentă. O analiză ADN antică din 1992 a sugerat că smilodonul trebuie să fi fost grupat cu feline moderne, sub familii feline și panterine. Cu toate acestea, un studiu din 2005 arăta că smilodonul aparținea unei descendențe separate. Un studiu publicat în 2006 a confirmat această din urmă teorie, arătând că macairodontine s-au îndepărtat de vreme de strămoșii felinelor moderne și nu erau strâns legate de nicio specie vie. Smilodonul a dispărut împreună cu cea mai mare parte a megafaunei din Pleistocen, în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, în evenimentul de extinție cuaternar. Dispariția sa a fost legată de declinul și dispariția marilor ierbivore, pe care animalul le-a mâncat, înlocuite de ierbivore mai mici și mai agile, precum căprioarele, ducând la dispariția smilodonului, prea specializat în vânătoarea de animale mari și incapabil să se adapteze la pradă nouă. Cu toate acestea, un studiu din 2012 al uzurii dinților animalului nu a găsit nicio dovadă că smilodonul nu era de fapt capabil să ucide pradă mai mică și mai agilă. Alte ipoteze despre dispariția sa includ schimbările climatice și competiția cu oamenii, a căror sosire în Americi coincide cu dispariția smilodonului din înregistrarea fosilelor, sau o combinație de mai mulți factori, toți care se aplică evenimentului cunoscut ca extinția generală din Pleistocen, mai degrabă decât extinția în mod specific a felinelor cu dinți de sabie. Unii savanți timpurii au teoretizat că ultimele feline cu dinți de sabie, cum ar fi Smilodon și Homotherium, au dispărut din cauza competiției cu felidele mai rapide și mai generalizate care le-au înlocuit. S-a propus chiar că felinele cu dinți de sabie erau prădători inferiori felinelor moderne, deoarece se credea că caninii în continuă creștere împiedică aceste animale să se hrănească corect. Cu toate acestea, chiar și felinele rapide și generalizate ale vremii, cum ar fi leul și ghepardul american, au dispărut în timpul Pleistocenului superior. Faptul că dinții de sabie au evoluat de mai multe ori în descendențe neînrudite arată de asemenea succesul acestei trăsături. Cel mai recent exemplar de Smilodon fatalis a fost recuperat din gropile de gudron Rancho La Brea și a fost datat cu 13.025 de ani în urmă. Rămășițele mai recente ale Smilodon populator găsite în peștera Cueva del Medio, în apropierea orașului Soria, la nord-vest de provincia Ultima Esperanza, în regiunea Magallano, în extremul sud al Chile, au fost datate cu 10.935-11.209 ani în urmă.
Cel mai recent specimen de Smilodon fatalis, găsit în prima peșteră americană din Tennessee din 1971, legat de datarea cu carbon 14, a fost estimat că datează de la 10.200 de ani înaintea erei noastre. Cu toate acestea, cea mai recentă dată credibilă a fost estimată la 11.130 de ani înaintea erei noastre. Smilodonul e unul din cele mai cunoscute mamifere preistorice, precum și cea mai cunoscută felină cu dinți de sabie. Aspectul său distinctiv, în principal datorită caninilor săi impresionanți, l-a făcut unul dintre animalele pe care publicul le asociază cel mai mult cu perioada ultimei ere glaciare. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!